Aflată în parcul Fantasio, reabilitat de curând, construcția în suprafață de 1867 de metri pătrați găzduia vară de vară spectacole de revistă, iar artiștii vremurilor îi încântau pe constanțeni, dar și pe turiști deopotrivă. Altădată rulau filme pe ecranul imens care străjuia scena și mulți plăteau bilet la intrare, iar alții se suiau prin copaci și se uitau la film sau la spectacol. Frumos arăta înainte și multă populație, mergeam, era la cinematograf, vedeam filme, era frumos, păcat de el că l-a lăsat în ruină. După Revoluție, când interesul pentru cultură a scăzut, locul grădinii de vară a fost luat de un patinoar privat. Chiar și acesta atrăgea în fiecare iarnă zeci de tineri pasionați de sporturile în aer liber. Timpul însă a trecut, iar acum clădirea este doar o ruină. Mie mi se pare oribil, doamnă. În primul rând, acesta a fost cel mai frumos cinematograf, cea mai frumoasă grădină de vară din Constanța. Părerea mea este că sunt alte interese meschine la mijloc și sunt oameni care vor acest teren. Aceasta e părerea mea. Chiar păragină. Da, e urâtă. Ce o lasă așa? Cum era pe vremuri? A, era frumoasă. Pereții sunt jupuiți și plini de grafiti, scaunele sunt rupte, scena este plină de gunoaie, iar ecranul este obturat de arbori crescuți alandala. Zidurile sunt și ele distruse, camera de proiectare a fost incendiată, iar pe jos sunt purtate de colo-colo câteva role de film, rămășițe din istoria unuia dintre cele mai vestite cinematografe din Constanța. Și, din păcate, o soluție nu pare să se întrevadă în viitorul apropiat. Clădirea despre care vorbim este proprietate privată. Deci, în niciun caz, primăria nu poate interveni pentru a o reabilita. Iar, în acest moment, au fost făcute demersurile pentru identificarea proprietarului și pentru a-i impune să aducă clădirea la standarde normale. Terenul îi aparține lui George Talpeș, nimeni altul decât nepotul fostului șef al Serviciului de Informații Externe, Ioan Talpeș. În urmă cu 3 ani se încerca vânzarea lui la prețul de 2,6 milioane de euro, însă nici până acum nu a fost cumpărat de cineva. Singura soluție pentru a mai salva cinematograful ar fi ca primăria să răscumpere imobilul și terenul și să-l reabiliteze.